Salut și bine ați revenit pe canalul meu. O altă întrebare care se repete destul de des în grupurile de orhidee este dacă tăiem tija la orhidea de Dendrobium nobil. Din păcate, nu pot să spun care o tijă. După cum vedeți, florile apar în buchețele. N-aș putea spune că asta e o tijă, dar mulți când spun tijă, se referă de fapt la tulpina pe care apar florile. Și mulți chiar fac greșeala de a tăia gândind că a fost înflorită, nu mai îmi trebuie, nu mai am ce să fac cu ea, deci o tai. Nu, este total greșit. Deci nu este tijă, este tulpină. Sau pseudobulb, dar nu este chiar pseudobulb, este mai mult o tulpină, dar în niciun caz nu faceți greșeala de a tăia această tulpină, pentru că ea ajută cu energie creșterile noi. Creșterile noi nu au puterea de a se descurca singuri și o să vă arăt aici la altă orhidee dendrobium. Uitați, aici am o creștere nouă destul de măricică, asta că nu vedeți o flori. Bun. Ea singură nu ar putea fi în stare să crească, pentru că nu ar avea energie. Dar avem și alte pseudobulbi, e adevărat, mă rog, tulpini, avem și alte tulpini. Au fost flori aici, este posibil ca următoarea înflorire să nu mai înflorească absolut deloc, dar este posibil să facă câteva floricele, pentru că vedeți, după cum vedeți aici sunt buchețele, aici unde au fost buchețelele au rămas aceste urme și partea liberă în jos, unde nu a fost absolut nimic, este foarte mică, deci sunt șanse foarte mici să mai înflorească la următoarea înflorire. Asta nu înseamnă că trebuie să le deluneți, vor face foarte urâtă, mai urâtă de atât, vor rămâne și fără frunze, ceea ce este perfect normal, dar chiar urâtă așa cum sunt, ele, aceste tulpini, ele ajută cu energie creșterile noi. Și în niciun caz nu trebuie să faceți greșeala de a tăia. Bun, sper că am lămurit această problemă și apropo de orhidele cu creștere simpodială, precum orhidea dendrobium nobil, am făcut așa un clip, dar încă nu este publicat. Acolo am vorbit despre toate greșelile pe care oamenii le fac atunci când vine de cultivarea orhidelor cu creștere simpodială. Cred că am abordat toate subiectele, mai ales ce orhidee să cumpărați atunci când vreți să cumpărați. Mă rog, o să vedeți, sunt mai multe informații, o să-l fac public în curând. Așadar, nu uitați să vă abonați și să apăsați pe clopoțel pentru a primi notificări. Pe curând!